Polițiștii din raionul Glodeni au mers azi în mai multe localități la familiile cu mulți copii pentru a surprinde pe micuți cu cadouri și daruri de la Moș Crăciun. Campania este organizată de Inspectoratul General de Poliție și are drept scop consolidarea parteneriatului dintre poliție și societatea civilă. Chiar dacă gerul pișcă de obraș și troienile sunt mari, polițiștii au pornit azi în mai multe localități de raion, încercând să bucure numeroși copilași cu cadouri și dulciuri. Prima familie la care au ajuns polițiștii este din Sturzovca. Angelina, acele produse alimentare, pulgi, sanitar, așa. Angelina! Angelina, asta e pentru tine. Anișoara mea pentru tine să-ți atmosfere de sărbătoare, cadou din partea polițiștilor. Aici la fel pentru Angelina, de acum de nevoastră. La revedere! V-am adus în dar cadouri, hăinuțe, jucării, produse alimentare, iată, pentru copilași. Au fost colectate de la angajații de poliție, fiecare angajat s-a gândit la binele copiilor dumneavoastră. Copiii au fost plăcut surprinși de darurile primite. Для тебя. Și-o zabrala mama butelucu și te-o zabrala, tak? Ой-ой-ой-ой-ой, мама. Спасибо большое, конечно. Ой, что не забыли, что пришли, что, конечно, надо ко всем приходить, это же все хотят праздника. Приятно, что уделяют внимание люди, что государство не забывает. Но это понимаешь, это инициатива, конечно, это полиции, участкового я знаю, в принципе, человек хороший, мы с ним дружим нормально. Любое внимание, это всегда хорошо. Сами это ощущаем, когда кому-то что-то дарим тоже там. Toți angajații Inspectoratului de Poliție au adunat mână de la mână dulciuri, jucării, hăinuțe și încălțăminte pentru a-i bucura pe copii. Polițiștii vor vizita peste 38 de copii și familii din Caminca, Hâșdieni, Petrunea, Balatina, Ciuciulea, Fundurii Noi și Sturzovca.